Locuitorii satului Bâc, comuna Bubuieci din municipiul Chișinău, vor avea un centru medical nou, modern, construit de la zero. Asta după ce vechea clădire, ajunsă într-o stare deplorabilă, devenise neîncăpătoare pentru cei peste 1000 de locuitori ai satului. Potrivit autorităților locale, cele mai importante lucrări deja au fost executate, iar până la finele anului, noua instituție medicală își va deschide ușile pentru pacienți. Bolnavii din sat sunt nevoiți să stea în rând afară pe ploaie sau ninsoare pentru a fi primiți de medic. Eu mă gândesc că e bine să construiască, că se vede și pe afară că el e mic. Nu într-un am fost, dar se vede că e mic. Și văd că dăm să răschește și pe afară, în cuiala asta. Și bine că se construiește. E mitel, mit punctul este, pentru atâta populație. Și aici de la vile, tot timpul să duc la Bubuieci o medicament aici în sat, nu pot să-l cumpere. Cel mai incomod lucru este faptul că oamenii trebuie să stea afară, întrucât înăuntru e prea puțin spațiu. În asemenea condiții, niciun copil nu o să se însănătoșească mai repede. Autoritățile locale spun că noul centru medical este aproape gata. Mai multe încăperi pentru fiecare medic de familie, separat, cu spații sanitare pentru atât pentru personal cât și pentru cei care vin la medici de familie, cu încăpere pentru arhivă. Sperăm că anul ăsta să-l finalizăm. Suntem în proces de avizare a proiectului de gazificare, fiindcă avem și cazăncerie, instalat deja cazanul. Acum suntem în proces de procurare a utilajului sanitar. Pentru construcția clădirii au fost alocate 1.600.000 de lei, bani oferiți de Consiliul Municipal Chișinău, dar și de autoritățile publice locale. Centrul medical vechi va fi transformat în farmacie.